Noile prevederi ale codului rutier specifică în mod clar care sunt afecțiunile incompatibile cu șofatul. Printre acestea se află și apnea. Conform mesajul.ro, medicii care constată că un pacient care are permis de conducere este inapt pentru a șofa, sunt obligați să îl trimită pe acesta la testare. Conducătorii auto declarați incompatibili în urma testării la un centru autorizat trebuie să predea permisul în 3 zile, conform noilor prevederi ale codului rutier. Astfel se interzice șoferilor care suferă de epilepsie, probleme renale grave, diabet, afecțiuni cardiovasculare sau apnee să conducă fără avizul unui specialist. În cazul celor care suferă de epilepsie, aceștia vor putea șofa doar dacă sunt monitorizați timp de 5 ani și nu au nicio criză. Orice medic este obligat atunci când constată că un pacient ar putea să nu fie apt medical, să conducă o mașină, să-l trimită la reexaminare. Pacientul trebuie să se prezinte în termen de 3 zile la un centru medical autorizat de Ministerul Sănătății, unde îi se fac mai multe teste din 6 domenii: medicină internă, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie și ortopedie. Medicii care au cunoștință despre o afecțiune incompatibilă cu șofatul a unui pacient cu permis și nu o declară, se pot alege cu un dosar penal. Și cei care sunt diagnosticați cu sindromul de apnee moderată în somn au nevoie de aviz medical pentru obținerea permisului. Sindromul de apnee în somn este definit ca prezența a cel puțin 5 evenimente respiratorii, apnei și hipoapnei raportate la o oră de somn. Apnea reprezintă oprirea fluxului respirator, nazal și oral, al respirației timp de minim 10 secunde, iar hipoacnea scăderea fluxului respirator mai mare de 30-50%, însoțită fiind și de o scădere a saturației de oxigen în sânge. Prevalența sindromului de apnee în somn este la fel de mare ca aceea a diabetului zaharat sau a astmului, 4% din populația generală confruntându-se cu această afecțiune. În cazul bărbaților cu vârste cuprinse între 40 și 60 de ani, incidența ajunge la 9%. Sfărăitul puternic și neregulat agravat de consumul de alcool, care este întrerupt de pauze respiratorii, care revine apoi exploziv, este principalul simptom la marea majoritate a celor care suferă de apnee obstructivă. Alte simptome sunt senzația de sufocare, mersul frecvent la toaletă în timpul nopții, adormirea în timpul unor activități de rutină, capacitatea redusă de concentrare, iritabilitatea, somnolența în timpul zilei, dureri de cap dimineața, tulburări de memorie. Permisul de conducere retras din motive medicale poate fi redobândit doar dacă șoferul se vindecă, relatează mesajul.ro.